Registrele agricole de la primării sunt verificate după un program stabilit dinainte. Cei 33 de specialiști desemnați pentru efectuarea acestor controle vor trebui să acopere 11 rute în această săptămână. Pe ruta Baia Mare până în Ulmen, în data de 12, va fi verificată primăria Recea, Ardusat și Fărcașa. În data de 13, Gârdani, Sălțic, Ulmen. În data de 15, vineri, Baia Mare. Sunt tot câte 3 persoane de la instituții diferite care vor verifica atât ce privește suprafețele agricole, cât și efectivele de animale. Potrivit datelor prezentate astăzi la Palatul Administrativ din Baia Mare, la ședința de lucru cu primarii și secretarii din județ, în 12 martie o parte din echipele de control vor fi prezente la Coltău, Săcălășeni, Baia Spriei și Șișești, iar în 13 martie la Coaș, Remetea Chivarului, Coroieni și Vima Mică. Următoarea rută, Tăuț Măgherăuș până în Seini și Satul Lung până în Boiul Mare. În 12, Tăuț Măgherăuș și Cârlău Seini, în 13, Satul Lung Mireșul Mare, în 14, Șomputa, Valea Chioarului, Boiul Mare. Următoarea, Asoajul de Sus Bicaz, în data de 13, Bicaz, în 14, Oarța de Jos, Băsești și Ariniș, în 15, Băița de Sucodru și Asoajul de Sus. Alte echipe vor fi prezente la Vaduizei, Oncești, Bârsana, Strâmtura, Săliștea de Sus, Săcel, Târgu Lăpuș, Groșii, Țibleșului, Suciu de Sus, Sighetul Marmației, Sarasău, Petrova, Bistra și Leordina în 12 martie. O zi mai târziu sunt vizate primăriile din Ogna, Șugata, Grozavlea, Șieu, Botiza, Moisei, Borșa, Câmpul Lung, Latisa, Remet și Săpânța. În 14 martie se vor face verificări la Coroieni, Vima Mică, Pâinile Izei, Ieud, Vișeu de Sus, Bocșcoiu Mare, cele două Rone, Ruscova, Repedea și Pâinile de Sub Munte. În fine, pentru 15 martie s-au stabilit verificări la Cafnic, Budești, Bogdan Vodă, Dragomireș, Cupșeni, Băiuț și Lăpuș. Vă rog, domnilor secretari, să nu luați acțiunea asta că APIA dorește sau că APIA impune. Registrul agricol, după cum știți, are mai multe utilizări, nu doar pentru evidențele de a acorda subvenții. Registrul agricol este la baza multor documente, adeverințe, acte care produc efecte juridice, efecte financiare, care de aceea trebuie, este un document foarte important și trebuie completat. Nu vreau ca în această perioadă să nu găsim pe nimeni în primărie și să batem pe la ușile primăriei și ele să fie închise. Acțiunea, așa cum v-a spus domnul Pop, are un caracter de îndrumare, de analiză și de a identifica eventuale probleme pe care trebuie împreună să le soluționăm. Și nici de cum nu are rolul de a crea un cadru sancționator sau de a face alte lucruri. Tocmai de aceea vă rugăm să ne ajutați și dumneavoastră.